Prima oară când am intrat într-un supermarket și am văzut rafturile, am avut o criză nestăvânită de plâns. Am început să plâng. La puțin timp după moartea tatei, în primăvara lui 80, nevastă mea a rămas gravidă. În iarnă s-a născut fiul nostru, Matei, și atunci, nu știu, sub responsabilitățile pe care ți le aduce statutul de proaspăt părinte și tată, m-am hotărât să plec din România, da. Și am profitat așa de un moment de rută al securității, care alesese exact în perioada aia o strategie prin care vroia să scape de dizidenți potențiali, dându-le un pașaport. Socialismul real în perioada aceea era insuportabil, nu doar ideologic, ci și fizic. Și chiar la nivelul percepției vizuale, da. Orașele erau în beznă seara, după cum știți, probabil, și lumina caracteristică erau așa niște neoane chioare care îmbrăcau totul într-o lumină vineție pe fațadele blocurilor ceaușiste care s-au construit în ultima perioadă tot mai multe și tot mai ieftine și care erau și zugrăvite mai toate în gri pe străzi pe care umblai trecând prin fața unor magazine cu vitrinele goale, cu oameni săraci, îmbrăcați prost și toți cu niște figuri străvezii și sumbre. Da, un peisaj destul de distopic. La începutul lui ianuarie, cred că pe 2 ianuarie, am intrat în România cu un mic convoi de ajutoare, așa cum au făcut toți atunci care puteau să adune lucruri pe care să le aducă. Și țin minte că am venit cu un mic convoi organizat de cei de la Phoenix, de la formația Phoenix. Speranțele erau puternice. Întâi, când am intrat în România după 10 ani, șocul a fost destul de mare. Deci intrai exact în România ruinată complet de ultimul deceniu al dictaturii Ceaușescu, și țara arăta într-adevăr sinistru, da. Era ca un parcă umblai printr-o morgă. Da, dar sigur, după ce am ajuns la București și mi-am întâlnit prietenii, toți erau plini de optimism și de speranță că lucrurile vor merge spre bine, într-un mod mai radical și cu o viteză mai mare decât s-a întâmplat. Lucrurile astea cresc în timp. Adică dacă m-ați întrebat înainte ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost mideriadele, un lucru salutar, fără îndoială, să nu fi fost, și în mod sigur o parte din cei care au plecat n-ar mai fi plecat, dar o altă parte dintre ei ar fi plecat totuși, pentru că
din nerăbdarea de a ajunge cât de repede la o viață confortabilă. Nu toți dintre cei care au plecat ar fi fost dispuși să-și sacrifice încă câțiva ani din viață ca să pună pe picioare în țara lor o societate care ar urma să funcționeze după un număr de ani. Unii sunt foarte nerăbdători și există așa un egoism biologic care ghidează pe foarte multă lume. Nou regim, întotdeauna, printre primele lucruri pe care le face, este să preia serviciile secrete ale regimului anterior. Se schimbă niște capete la vârf, se schimbă semnul ideologic, dar aparatul rămâne pentru că sunt oameni care, din punct de vedere a oricărei puteri, care știu meseria și știu cum să facă lucrurile astea. Peisajul social s-a atomizat și din cauza, nu în ultimul rând, din cauza internetului și a rețelelor sociale. Eu nu mai cred în posibilitatea apariției unor figuri carismatice, coagulatoare, de mase imense de oameni la nivelul unei națiuni. Nu cred că se mai poate întâmpla lucrul ăsta și tot ce trăim noi astăzi în agitațiile de la cele două extreme, mie nu mi se par a fi altceva decât, cum să spun, simptomul sucombării lente a ideologiilor secolului XIX și XX. Istoriografia se baza pe sursele clasice, sunt martori oculari sau documente scrise, de birocratice, și în general mărturiile oculare erau transcrise și rămâneau în forma respectivă. Așa. Lor li s-a adăugat la un moment dat, foarte târziu, fotografia pentru trei sferturi de secol, după care au apărut imaginile în mișcare. Ceea ce aduc imaginile filmate în plus este că pentru prima oară avem la dispoziție o formă de document istoric care este în același timp și o conservă de timp. În momentul în care înregistrezi sau filmezi un lider sau orice fel de actant politic atunci când vorbește, și îl și vezi când vorbește, în gestica, în mimica lui, în pauzele pe care le face, ai acces pe o anumită porțiune și la psihologia individului și ca atare la psihologia istoriei.